Dacă tu crezi că Rapid va reuși să răzbată prin traficul către cupele europene, către Europa, apropo de M-a luat direct, aglomerații în nu? acestea M-ai care atacat creează frontal. probleme, în sezonul viitor, desigur. Ce este foarte important este că Rapid trebuie să înțeleagă că pretențiile sunt foarte mari și așteptările din partea suporterilor sunt foarte mari pentru sezonul care vine. Așteptările au fost mari și pentru sezonul care tocmai a trecut. Din păcate, dacă la un moment dat foarte mulți dintre noi, cei care, eu știu, suntem așa suporteri ai acestui minunat club, am crezut că se poate, eu știu, și mai mult decât s-a putut și s-a realizat. Sunt ferm convins că pentru sezonul care vine așteptările sunt destul de mari. Important este ca toți cei care conduc clubul și toți cei care se ocupă de ceea ce înseamnă a forma o echipă competitivă pentru următorul sezon, să înțeleagă că tot ceea ce vor aduce sau ce vor să aducă pentru a ajunge la performanțele pe care tu le spuneai, trebuie să fie, cum să spun așa, jucători care să vină cu ceva, cu plus valoare, să aducă ceva în plus față de ceea ce a avut Rapid față de sezonul trecut. Și nu este ușor să sunt voci joci care spun sub că, asemenea presiune. De exemplu, Brown nu poate să aducă o valoare în plus Am față de Onea. Am auzit ce a spus da. Da, Marius Mudică s-a exprimat în acest 32 de ani sens. Sunt de acord cu Șumi și eu. Nu văd... Deja îl avem pe Moraes. Eu vorbesc că sunt de Alcasi. Da, da. Deci spun. Junior Moraes în stânga, Onea în dreapta. Brown poate juca în ambele flancuri, sigur, da. mai mult în dreapta. Și tu spui că Brown nu poate aduce, venind de la CFR Cluj, totuși această plus valoare, pentru că deja sunt doi jucători în flancuri, cel puțin la fel de bun ca el. Sunt de acord. Eu consider că ar trebui să se uite Rapid mult mai atent la ceea ce, eu știu, vor să aducă. Eu mi-aduc aminte o vorbă pe care tata mi-a spus-o, preotul de la Helenio Herrera. Tata a avut șansa să se întâlnească cu el la un curs de antrenori, până în 70 și un pic, și l-a întrebat pe Herrera care este secretul succesului lui la Inter. Și el i-a spus, zice, ai văzut pasăre să zboare fără aripi? E, întorcându-mă la ce spui tu, eu cred că Rapidul i-au lipsit aripile. Asta e părerea mea. Eu cred că nu va fi concurent nici pe dreapta, nici pe stânga. Da, eu cred că mă duc va la fi aripi, folosit. Aripi, va fi apropo folosit, de ce spui tu, da. Marius, sunt aripi înseamnă mai atunci, sus, și lateral sus, și extremele. Eu cred că mutul o asta se gândește. Puternică trebuie da. Să aibă aripi, benzile puternice. Și sunt exemple multe. Manchester City, Bayern München, da. Cu el, Bayern, el însuși a fost folosit în câteva meciuri de Dan Petrescu. Acum da. Cu Mane a fundaș dreapta și el ridicat un pic în linia de mijloc. Da, cred. Da, dar nu fundaș. Deci nu fundaș, pe asta spun. Nu fundaș. Alte mutări care s-au concretizat deja, Wydă, pe care îl știm de la FCSB, și un băiat pe care nu prea știm. Sigur, cei care studiază mai patenții și lumea juniorilor pentru a face transferul îl știu mai bine. Băiat cu origini arabe, care a fost adus de la Csíkszereda. De unde să vină un arab, dacă nu de la Csíkszereda, fotbalul nostru? Și sigur sunt niște ținte foarte ambițioase în continuare pentru Rapid, Drăguș, de care am mai vorbit, Yuri Matias și sigur un vis care există acolo de vreun an și anume Florinel Coman. Eu dintre toți pe Coman l-aș lua, dacă aș putea mâine. 5 milioane de euro e nevoie. Da, nu știu. Eu te-am spus, adică dacă e să mă cei întreb, de la FCSB spun că avem o clauză de reziliere a contractului cu Florinel Coman. De 5 milioane de euro, sub această sumă nu discutăm. Dacă Rapid era inspirată, se miște foarte repede acum ceva timp când intrase într-o pasă, eu știu, moartă și era... Rapid a încercat și atunci, dar Gigi Becali a intuit că Florinel Coman are acest potențial de a reveni. Da, nu știu dacă domnul Becali sau cineva din anturajul lui, dar oricum au fost inspirați. Decizia finală a fost da. A lui Becali. Da. Probabil că și prin ceea ce i-a arătat Florinel, eu știu, l-a făcut pe domnul Becali să schimbe. Dar eu, unul, dacă aș putea, mâine l-aș aduce într-adevăr pe Florinel Coman. Este un jucător capabil să facă diferența rapid, are nevoie de jucători să facă diferența. În foarte multe meciuri am urmărit de când am venit acasă din martie, toate meciurile Rapidului și am și comentat la postul lor de televiziune la un moment dat când am fost invitat.
Rapidului lipsește un playmaker. Rapidul nu mai are un jucător să facă diferența, un jucător precum Lupu, Goanță, Spadasio și mai sunt Sesinia și alții. Rapid aici a avut o mare problemă, pentru că Rapid are nevoie pe Giulești în anumite momente când echipele se închid să găsească un jucător care să scoată așa porumbelul din joben. N-a avut. Au mai fost niște goluri scoase din joben, precum al lui Moraie, șut de la distanță, nu mai știu, parcă Sefer, Costache, în fine, sporadice niște execuții, dar au fost multe momente când Rapid a avut, a adus lipsă de un jucător cu o inventivitate, cu o creativitate specială. Rare și mie poate fi un astfel de jucător dacă se întoarce la Rapid? Da, pentru că el este susținut de regulă. Deci îl ajută avantajul acestui under 21. Spui că dacă iese să se întoarcă datorită regulii va fi constant pe lângă valoarea lui. Și el a demonstrat-o cât a jucat la Rapid, cu toate că era mult mai necopt acum un an, doi, până să plece. Dar eu cred că acum a mai trecut și peste un an. Poate că perioada asta, eu știu, prin care el a trecut în Franța și ulterior acum în Israel, eu știu, poate l-a ajutat să înțeleagă cam ce se întâmplă cu el. Și eu cred că pentru Rapid ar fi o mutare interesantă dacă